Dar 300 de grame de o sânză, din care merge și untură, și merge și cu ulei și cu unt. Dar treaba asta e să poate pune. Dar vă spun cu o sânză, că de la el așa am învățat-o. Cu o sânză, să toca o sânză, pe mașina de tocat, să făcea un aluat din, să punea un ou, apă, un pic de drojdie și un pic de sare, fără zahăr, fără nimic. Se făcea un aluat de puteai umbla cu el. Uh-huh. Fermentat bine, se lăsa un pic să se odihnească și pe urmă se întindea o foaie. Și se punea o sânză aia, se făcea un patrat la mijloc. Și se întorcea foaia, o parte asta. Deci cum era, cum să vă spun? Se întorcea, uite așa, hailaltă venea de aici până aici și capetele iar se puneau și se da la rece. Și se lăsa măcar 10 minute, măcar 10 minute la rece. Și pe urmă se aducea, se întindea iară și se făcea, se împăturia iară, dar fără să mai pui o sânză. Uh-huh. Și se făcea chestia asta de 2-3 ori. Pe urmă se tindea la grosimea, dacă chiar ieșea o sânză, pe ea să mai punea un pic de făină, să, la grosimea cum vrei să fie cornulețele de groase, se făceau patrate, se puneau, mai ales noi din mere făceam, și se lua colțul ăsta și se punea dincoace. Și se, la foc mai repede un pic. Și se făcea foi, făcea un foitaj. Exact cum e foitajul. Uh-huh. Numai era foitaj făcut de casă, nu de cumpărat. Și era, după ce se scuteau de la cuptor, se tăvăleau prin zahăr pudră.